Suntem la întâlnire, fraților. O lungă seară de fotbal ne așteaptă. Meciuri pe toate continentele. La ora asta, de exemplu, avem un Eswatini cu Somalia. Niște meciuri preliminare în Africa. Calificări pentru Cupa Africii. 2-2. Eswatini care s-au culcat repede pe ureche după ce au avut 2-0 la începutul reprizei a doua. Au fost egalați, dar aveau 3-0 meciul la tur. Care cred că s-a jucat undeva în univers, că nu exista niciun desfășurător care să ne indice nici măcar pe ce continent a avut loc meciul. Dar, apropo de întâlnirile astea amicale pe care le-am tot gustat în aceste zile, a fost un turneu în Colombo, Sri Lanka, unde au participat, într-adevăr, Sri Lanka, Bhutan, Republica Centrafricană și Papua Noua Guinee. Ăla a fost turneul cu acel meci Centrafric, Papua Noua Guinee 4-0, Republica Centrafricană bătând înainte și Bhutanul cu 6-0. N-au mai jucat cu Sri Lanka. Au jucat doar 2-2, așa. A fost un turneu, cred că cel mai tare turneu din toate timpurile la fotbal. Deci cum să te duci în Sri Lanka, din Papua Noua Guinee, să joci cu niște desculți? Sublim. Republica Centrafricană, cum să vină până în Sri Lanka, pentru ce? De niște trasee uluitoare. Cu ce s-au deplasat oamenii ăștia? Pentru că în aceste țări nu există transport aerian, nici în Republica Centrafricană și nici în Papua Noua Guinee. Povești. Oia se deplasează nomenclatura. Deci niște meciuri enorme și astăzi sunt câteva. Sudanul de Sud sau Tom, începe Mauritius cu Ciad, acum de la 5. Deci Ciadu a bătut în minutul 93 în tur cu 1-0. Iar nu avem nicio idee unde s-a jucat, că sigur nu în Ciad. De regulă, africanii joacă pe la Marrakech. Acolo e așa un fel de oază de asta pentru toată lumea. Se ducă la târg și joacă, dar avem finalele în Europa, Georgia, Grecia, Țara Galilor, Polonia și la Wrocław, Polonia, Ucraina, Islanda, de fapt. Spuneam data trecută că Ucraina n-avea încă desemnat un loc unde să evolueze. Până la urmă au ales Polonia, mai simplu decât să meargă în Sri Lanka, o țară vecină totuși, Wrocław, în nordul Poloniei, unde va avea loc această partidă la îndemâna Ucrainei, care sigur că ar trebui să câștige și să joace în grupa României la campionatul european, o grupă catastrofală cu România, Slovacia și Ucraina. Și ceva înfiorător, într-adevăr, la care se mai adaugă Belgia. Ai noștri astăzi la concurență neloială la Madrid, cu meciul dintre Spania și Brazilia, incredibil, care se joacă tot la Madrid. În același timp se joacă România-Columbia pe Metropolitano. Doar într-adevăr, cei care sunt români sau columbieni în Spania se duc la meciul ăsta, ceilalți spanioli, turiștii, poate chiar brazilienii, se duc să vadă celălalt meci. Un amical, totuși, după Anglia, Brazilia pe Wembley, vine Spania, Brazilia la Madrid. E să vedem un pic aici, că parcă totuși am fi prezenți. Ceea ce nu, stai, ceea ce nu e evident absolut deloc. Bun, pronosticuri pentru astăzi. Grecia ar trebui să câștige în Georgia. Am înțeles că rezultatele directe între cele două echipe sunt favorabile grecilor, care sunt totuși mai echipă un pic decât Georgia. Așa. Georgia n-a participat niciodată la un campionat european, ar fi o premieră. Trebuie să facă un meci mare, totuși, georgienii, după meciul ratat contra Luxemburgului, unde au furat ca să ajungă în această finală. Țara Galilor ar trebui să bată Polonia. Îi văd mai entuziaști, mai cu berea lângă ei. Polonia este o răpciugă de echipă și nu merită să meargă la Euro. Țara Galilor se va instala în grupa Franței. Urmând să joace ultimul meci cu Franța, o grupă Austria, Olanda, Franța, Țara Galilor. Destul de bizară, totuși. Să joci la Euro cu Austria și Țara Galilor nu este tipic pentru Franța, care n-a mai întâlnit aceste două adversare la un campionat european. Așa, și ar mai fi Ucraina-Islanda. 3-0 ar trebui să bată Ucraina. Acolo poate bate doar cu 2-0. Finalmente, dacă se mulțumesc cu puțin, nu mi se pare că e... Da, vorbeam
despre aceste Eswatini, Somalia. 0-0 la pauză, 2-0 pentru Eswatini și au egalat somalezii. Atâta doar că în tur Eswatini, fostul Swaziland, bătuse cu 3-0. Pe 26 martie 1971, Pakistanul de Est, așa este, și-a proclamat independența adoptând numele de Bangladesh, țara cu cea mai mare densitate din lume, Bangladeshul. Și putem să mai adăugăm aici, țara cu cea mai mare densitate din toate timpurile din lume. E bine, suntem informați, dar nu de domnul Păpădie, de un alt domn, că insulele Caiman, Moldova, meciul se joacă în Antalya, e 2-0 la pauză pentru Moldavia. A, aici țineam de mici cu Caimanul, dar Vinland Saga, am mai văzut unul cu vikingii, dar tocmai dacă mi-a plăcut, nu m-aș mai uita la altele. Am mai văzut unul cu vikingii, care nu era rău, dar nu ăla la care s-a uitat Griezmann, cu Kingdom ăla, nu? A mai fost încă unul, era totuși destul de bun. Acum nu le căutăm pe toate, tocmai pentru că la un moment dat trebuie să încercăm să evităm subiectul când e o ecranizare, cum se spunea pe vremuri, de calitate, nu cauți după aia să mai găsești și altele care să-i semene. A marcat Zimbabwe în minutul 5. Zimbabwe, am pensat că e un Zimbabwe-Kenya, dacă m-am uitat eu bine, dar meciul, cred că se joacă în Malawi, la Lilongwe, acolo unde pe vremuri a jucat domnul Marinică, de când a plecat dânsul, Malawi e cu un picior în groapă, am văzut că era 1-2 astăzi la pauză, Malawi-Kenya. Ne bat ucrainenii la Euro, chiar dacă ar lupta o lună în Donbas, sunt mai talentați decât noi, bun futboliști. Ar trebui să ne bată fără nicio problemă. Cred că Dan Bura se mai uită la fotbal, deși și el cred că e acaparat de sindromul omului mediu în ziua de astăzi, adică multă muncă degeaba. În general, aproape toți ăștia care nu-și văd capul de trebuie, aproape toți, muncesc degeaba. Adică munca nu face altceva decât să-i transpună dintr-o zi într-alta, fără ca ei să beneficieze în vreun fel de munca asta. Sunt absorbiți cumva de muncă, pentru că dacă munca asta n-ar fi peste ei, n-ar ști ce să facă cu timpul. Cred că și el un pic este prins în malaxorul ăsta, de unde oamenii ar trebui să scape, să-i libereze. Cum ar zice marele poet, să meargă prin parcuri, într-adevăr, să redescopere natura. Sigur că natura nu mai este atrăgătoare astăzi în fața device-urilor, e adevărat. Și noi suntem victima acelui sindrom, dar poate că la un moment dat ar merita totul. Să te duci în Surinam, de exemplu, să stai 2 luni, decât să te duci ca bou la muncă tot timpul. Trecursul, de ce există purtătorii de cuvânt? Păi asta ca să ia un pic presiunea de pe personajul public și să mai dea o gură de hrănit cuiva. S-a inventat tocmai din prea mult confort acest post și să nu vină ăla toată ziua să fie expus criticilor, să aibă o platoșă dintre asta. De obicei, purtătorul de cuvânt e un om de 2 bani. N-am văzut niciodată un purtător de cuvânt mai interesant sau mai isteț decât boul căruia îi poartă cuvintele. Asta e problema. Ar putea să fie un genial purtător de cuvânt, dar nu sunt. De obicei sunt toți modești. Ne salută din Solna, Stockholm, adică să nu ne contrazică domnul Păpădie, că se pronunță cu S. Asta în limba dumnealui. Alte limbi spun Stockholm, de exemplu. 26 martie 53, primul vaccin contra poliomielitei, pus la punct în SUA de Dr. John Salk. Date marcante din istorie, a marcat Cho Diong, da, a fost 4-4 Franța-Germania, cum să termină toate meciurile cu nemții. Francezii au condus, i-au umilit și după aia au revenit să sălăi, scenariu clasic. Chiar e că și-a dat în judecată România, da, da, nu e de dat în judecată. Dat în judecată nu înseamnă nimic decât pentru cei care nu știu ce e aia un proces. Ce să facă Cherecheș la CEDO? Ce dacă a dat în judecată? Sunteți foarte mulți dintre ăștia care se vede că habar n-aveți ce e aia justiție. Și atunci vi se pare noțiunea asta, bă, ne dă în judecată. Păi și ce? Ce valoare are? Credeți că face ceva Cherecheș cu... Astea sunt niște prostii. Insulele Caiman cu 3 clase sub San Marino. Ah, interesant. San Marino, care a fost umilită de Saint Kitts și Nevis,
vreau să vă transmit, domnul Andrei, următoarea chestiune. De la Gatwick, London Gatwick, este cursă de 8 ore British Airways până la St. John's, în Antigua și Barbuda, de fapt în Antigua. După aia de acolo, în Barbuda, nu poți ajunge decât cu vaporul, nu există aeroport în Barbuda. La Cardington, este singura localitate din Barbuda, un sat. Așa, dar deci British Airways zboară de la Gatwick la St. John's, în Antigua, 8 ore, și de acolo este pe principiu St. Martin. Să face o escală, cei care vor să meargă mai departe merg la Basseterre, în St. Kitts. St. Kitts și Nevis, dar Basseterre este în St. Kitts. Colosal! Deci ăsta e zborul. Londra, Gatwick, St. John's, Antigua, Basseterre, St. Kitts. Extraordinar! Da, podul Tudose din Baltimore, sau cum îi spunem noi, pasajul Unirii din Baltimore, că tot așa a intrat, la noi intra autocarul, ăștia a intrat vaporul de marfă. Era un vapor de marfă matriculat în Danemarca, chiar dacă el bătea pavilion singaporez, adică aparținea practic de o companie daneză. Ne dă Columbia câte ne-ar da Bayern, interesant. Eu zic că așa zice și Grădinescu, dacă l-ar invita cineva acum la o televiziune, liniștit, așa, încercând să-și măsoare cuvintele, ar zice să nu luăm multe. Asta, să nu luăm multe. Ne dă Columbia așadar câte ne dă Bayern. Bayern ne-ar da 7 sau 8, astea-s cifrele lor. Recursul, punem casa și gogonelele pe Gibraltar, în meciul cu Lituania, ar fi bine, da. Gibraltar a fost învinsă și am pierdut și noi odată cu ei acasă la Faro în meciul tur 1-0. Reamintesc că ambele echipe au avut un expulzat. S-a dat la joale, a fost meci contundent. Cred că totuși 1-1 se va termina în Lituania. Nu reușește Gibraltar să întoarcă. Conducerea Boeing a demisionat. Da, dar este demisia valabilă de la sfârșitul anului. Între timp, un avion Qantas Airways, un Airbus A330-200, vechi de 21 de ani, era să sucombe între Melbourne și Perth. I s-a oprit un avion în zbor, în mijlocul Australiei, dar sigur că fiind vorba de Qantas, s-au întors să ia fără probleme înapoi cu un singur motor. Avioane vechi astea, Airbus A330, vechea generație, cu ăla am fost și noi în Trinidad. Vechi. Avioane vechi, trebuie să fii atent cu ele. British Airways nu. Da, dar ăștia zboară în Antigua și St. Kitts și Nevis. Cum să te duci, bă, la Basseterre? Dar pe mine mă interesează, domnul Andrei, Antigua. Antigua și Barbuda. Antigua și Barbuda au cel mai frumos steag de pe planetă. Și cel mai încărcat. Steagul lor este ca un pom de Crăciun, dar în primul rând având în centru atenției un răsărit al soarelui. O să vezi o răsărit de soare în Antigua. Și mă interesează această zonă. Stat independent Antigua și Barbuda, atenție, sigur, în Commonwealth, în curând vom vedea pe regele Charles acolo pe monede puse la muzeu. Da? Că pe monede îl vezi și acum, dar pe monede trecute deja la muzeu. Ieri, când toți fără imaginație îmi spuneau bunica cea cu zacuscă sarmale, cu uleiul, nu a Camelia, care n-a mai apărut de mă. Vă spun că dacă România a jucat pe Santiago Bernabeu, eram acolo. Aoleu, enorm. Da, o replică ciudată a doamnei Camelia, care nu avea nimic împotrivă când i se spunea că pregătește zacuscă. De data asta se pare că s-a răsculat. Ce notă ar da Iliuță la trofeul Peciovski publicului din Corsica? 10, îl omoară ăia. Slovenia-Portugalia, meci ar trebui să fie cu foarte puține goluri. Văd un 1-5. Țineți cu OM dacă vine Ianis la voi, nu are cum să vină Ianis la noi. Consul, când să vă aduc la casa presei chilele de bucuria, nu, lăsați. Dacă e bucuria din Republica Moldova, dacă aveți ceva dâncile de adus, da, da. În cursul partidele puterii nu găsesc pe unul la agricultură cu intelectul. Asta ne-am întrebat și noi, dar eu m-am întrebat în direct la televizor. Sigur, și dumneavoastră o faceți bine, că tot la televizor e aici, dar alții nu s-au întrebat.
cu intelectul măcar de clasa 8-a. Păi e greu că ăștia care au 8 clase stau să intre în politică. Păi, în primul rând, că în politică trebuie să te complaci, chiar dacă să spunem, uite, ești domnul Cârstoiu. Unul care, în teorie, și-a luat bacalaureatul la timp. Ok. Bun, dar ce faci în politică? Pentru că acolo te vei întâlni cu toți ceilalți care n-au bacul luat la timp. Că tu nu ești singur în politică. Vei face politica proștilor din jurul tău, finalmente. Da? Așa a crezut și Emil Constantinescu în 90 și cât? 96. S-a înșelat. În 92. Nu, 96, parcă da. 96 s-a ales Constantinescu până în 2000. Fost Ion Iliescu între 90 și 96. Ține minte. Deci, la ce i-a servit? Nu vă entuziasmați așa de ușor 20, realitatea, vorbim. Ce sale, bă? Adică tu crezi că dacă ajungi, îți faci un WC-ul din ăla pentru tine și asta e tot. Toată ctitoria epocii Călinescu ar fi o budă. Ce contează dacă ajungi acolo? Da? Ești legat de mâini și de picioare, cum poți să faci decât un pic de gargară. Dar gargară ai făcut destul la televizor. Slavă Domnului că Florin Călinescu trăiește prin noi. Îi vom duce mai departe cuvântul și satira chiar mai bine decât a reușit să le ducă el în ultimii 10 ani. Da? Cât om trăi? Nu mai contează că ajungi președinte sau nu. Asta acum te reprezentăm noi. Da? Ce să cauți acolo? Chiar dacă ajunge, ce ai putea să faci? Asta nu înțeleg. Deci ca să vă răspund domnul Octavian la întrebare, un om normal, un om sănătos la cap, după ce a făcut 8 clase, fuge de politica asta ca dracu de tămâie, că n-ai ce să faci acolo. Bineînțeles. Satul lui Petre Daia ar trebui să se numească Enfield. Interesant. De asta că era cu cormorani el. Marinica a început ca din pușcă mandatul. Fii atent. Djibouti Liberia 02, azi retur, e o formalitate. George Weah, am impresia că nu mai e președinte. Stați un pic, el a pierdut. A fost alegeri, a pierdut, nu mai e președintele Liberiei. Da, bună informație, așa este. Ar trebui să fie o formalitate returul. Tot felul de doamne, de fete, de fetițe care trebuie să intre la emisiunea domnului Brancu, suntem perturbați, luăm pub și ne întoarcem în direct. Dește cineva, domnule, de Nelu Barbu, colosal, era crescător de porumbei. Așa este. Columbofil. A fost purtătorul de cuvânt al lui Ponta. Într-adevăr, după a ajuns la Shanghai, corect. E, dar am văzut pe doamna Aurelia Grosu, este consul, consulița, de fapt, generala României la Marseille. Cum sună domnule consul și cum sună doamna Aurelia Grosu? Nu mi-a dat un telefon. Dacă vă vine să credeți doamna Grosu, ea îl suna pe Ioan Temurar, nimeni. Deci, fie că vă vine să râdeți, fie că nu, am descoperit în La Provence astăzi, consulul general al României la Marseille, n-aș fi eu, ar fi doamna Aurelia Grosu. Ea nu mi-a sunat niciodată telefonul să-mi spună, domnule consul, da, sunt doamna Aurelia Grosu, consulul orașului dumneavoastră. Bă, un telefon mi-a dat. Salutări din trenul Târgu Mureș-București, momentan în Siculeni, da, județul Harghita. Așa e, o localitate ciudată, bizară, unde se ajunge greu și cu trenul. Sunteți într-adevăr în mijlocul nimănui, sau nicăierului, la Siculeni, uluitor. E bine, domnule consul, ca să nu spuneți că urmăresc numai, sau numai că răspund numai celor care vă urmăresc, 11 metriștilor ca Anita, așa, vă spun personal, că vă stă bine îmbrăcat în acest tricou, dar din partea dumneavoastră stai puțin la Camelia. Da. Nelu Barbu, pe unde putrezește Temistocle popa. Asta oale și ulcele, sigur. Rectificare, George Tellen Manor, Opungung Guzman Wea. Este fostul, stați un pic, fostul președinte al Liberiei, da, bineînțeles, a senator în final, ba da, pentru imunitate, bineînțeles. A fost învins, până la urmă, după un mandat la alegerile prezidențiale din Liberia. Dar a fost președintele Liberiei. Un consul, că este cea mai modernă gară cu semnal 5G. Tot războien trebuie să fie.
Asta sunteți ambasadorul 11 metriei. Doamna Aurelia Grosu, bă. Bă, și odată mi-a trimis un SMS, un WhatsApp, ceva. O poză de-aia, un clișeu, Rue Breteuil, între 6e și 8e arrondissement de Marseille, cu o băcănie, cum iese ea cu o baghetă dimineața. 90 centime la baghetă. Monsieur Consul, Rue Breteuil. Să-mi arată o imagine, ceva, nimic, bă. Bă, foarte interesanți oamenii ăștia. Bă, dar oare ei chiar pe ce lume cred că trăiesc? Bă, doamna Grosu, dacă o scot acum la 18 întrebări despre Marseille, nu-mi răspunde la una. Vorba lui Dan Cărpinișan, la Pescaru. Și ce-mi dă, mă? Și cum adică? Chiar cum trăiesc oare oamenii ăștia? Are multă treabă, da, sigur, nu-și vede capul de drept. Bun, dar dincolo de astea, domnule consul, pe 26 martie 1881, Carol I devine primul rege al României. Se pregătește să moară Carol ăsta al englezilor acum, cum zicea cineva. Xiaomi va vinde în curând prima mașină, am văzut, 70.000 de euro sau de dolari. Salvador Allende a fost de profesie medic, chirurg, e adevărat, și a primit cadou de la Fidel o armă personalizată, clar. Asta apare și în serial, când se uită și descoperă că i-a lăsat Fidel o armă. Da, era medic, chirurg. Marinică sau Mironică? Te suntem întrebați. Să știți că domnul Gabriel a intrat și a zis surtout atut. Adică le salută mai degrabă pe ele decât pe noi. Le consul, cred că nimic nu e mai senzual decât engleza cu accent franțuzesc vorbită de o femeie frumoasă. Da, e adevărat, numai că aici să nu intrăm în jocurile, de exemplu, al lui Jane Birkin, recent dispărută, doamna Birkin, care vorbea mai degrabă o franceză cu un accent englezesc, era o femeie frumoasă. Cred că și engleza totuși la un moment dat o stâlcea cu un pic de accent franțuzesc. E adevărat, dar așa este, trebuie să fie remarcabil. E o viziune corectă asta. Moldova îi lasă în izmene, pe am văzut că și-au revenit. Ce gol au dat, ce gol au dat frații noștri de peste prut. Foarfecaia laterală a la Jean-Pierre Papin. Nu mai știu cu cine jucau, cu Slovenia, cu Cehia, cu Croația, nu știu, umilit pe unii, nu știu ce categorie, un gol colosal. Sunt pe cai mari de tot moldovenii. Ar trebui să rupă toți antrenorii din Liga din carnetele de antrenori, da, absolut. Și asta e foarte bună, după ce Gigi Becali ia campionatul cu VCSB. Să sperăm totuși că nu-l ia, deși sigur că-l ia. Asta cu câte grame ne dă Columbia era de Grădinescu, nu-i de Antene. Aștia de la Antene sunt vai de mama lor. Povestea unul la un moment dat pe un podcast, pe un blog, nu știu, pe un vlog, știu, pe ceva de genul ăsta, experiența lui cu transmisia Formulei 1 de către ăia. Era ceva ce că uluit, nici nu se poate descrie în cuvinte ce nulități erau. În Big League din Uganda, Caro Karungi 2-0 cu un bale heroes. Când mi-a prins pe Globo Africa, noi vedem America Latină. Da, păi știu asta, că ne spusese domnul Andrei exact cum să orientăm globul. Dar cred că dânsul vrea să vadă de fapt Africa și atunci rectificăm. Bun, bateți pe PSG, pe umăr, avem 10 accidentați în mod normal. Noi sperăm ca totuși dintre ăștia vreo 2-3 să joace până la urmă, dar nu e un meci care să ne intereseze, cum zicea Andrei Villas-Boas. Ne interesează meciurile care vin, deplasarea de la Lille, acolo dacă pierdem și ăla, ne ducem cu moralul în șosete la Lisabona, sigur că pierdem. Dar nu meciul cu PSG este important pentru noi. În această seară, totuși, Franța Chile, pe Stade Vélodrome, nu s-au vândut decât 49.000 de bilete. Stadionul va arăta aproape gol. Mutu va fi delegat special la meciul contra Columbiei. Asta cu legatul și delegatul depinde cum le scriem. Delegat sau delegat. Niște formule. Într-adevăr. Podcast. Naum Striblea. Da, pe cine poate să asculte așa ceva? Absolut. Trecusul la U Cluj era generația doctorilor prin 70. No.
Nu, la Cluj era generația, că era totuși centru universitar, dar la noi era tot a strungarilor. ASEA erau numai strungari, tinichigii, forjorie, ori pe la Electromureș, ori pe la Metalotehnica, mai era câte un subinginer și loții, care era stomatolog. Caimanezii să aterizeze la Iași puteau, dar numai că meciul în Antalya, nu s-au dus în Moldova. Știți că ar pierde România de la Republica Moldova. Am ajuns rău, Costi. Ar fi zis Emil Grădinescu aici. Nu credeam că ajung să prind ziua asta. Bate Republica Moldova. Prieteni. Scorul ia proporții. 2-3-0 cred că ne puteau da. Noi cred că în momentul de față mai batem Lituania, eventual, și Gibraltarul. Dar și ăia ne urcă pe gardul la Faro. Batem aici, la noi. E? Ce ciută a prins, man, pitoiule? Trecusul bate Reims la Lyon sâmbătă, cum ar fi? Fii ceva, chiar dacă Reims ne depășește, dacă bate, dar noi ținem cu ei. Bineînțeles, domnule consul, cu stimă din terminalul 2 Dublin Airport, vă duceți către Belfast. Am văzut itinerariul Belfast-Dublin, itinerariul bețivanilor. Să vă uitați la WrestleMania pe 6-7 aprilie. I-am bătut cu 4-0, da, anul trecut. Acum sunt peste noi. O echipă solidă. România-Slovacia poate fi considerat derbiul suferinței, dar și Slovacia-Ucraina va fi meci tare. Geopolitic tare. Nu să înțeleg, sunt cuțit între ăștia. Florea Ispir sau Drăgușin? Ai, mamă, mamă. Florea Ispir a fost pentru noi un fel de Franții Beckenbauer. Deși el era născut în județul Ialomița, vorbea ungurește. Florea Ispir era un adevărat ungur. Extraordinar personaj. Foarte iubit. El era capitanul echipei. Intra ca un ungur adevărat pe teren. Toți erau maghiari la ASEA. În perioada aia, numai Florea Ispir era născut în Ialomița. Vorbea ungurește perfect. Așa e. Domnule consul, ce seriale de top recomandați? N-aș mai recomanda în momentul de față, că dacă mă apuc să le recomand pe toate după aia, sunt multe de văzut. Shogunul ăsta determinat. Deocamdată să vedem pe Morico ce mai face. Asta aș recomanda. Morico, Shogun. Domnule consul, șterpelea Chioțoiu un colibri. Da, bună asta. Cum era să plece cu un colibri ca ăla cu pupăza? Da. Cred că le-ar fi trecut prin minte. Dar el zicea ceva de genul: bă, leule, tu-ți dai seama dacă luăm vreo două păsări de-astea, tată, ce facem? Ce vinde? Vinzi una de-asta, tată, la 30.000. Adică 30.000 de euro. Hai, bă, Chioțoiule, cu dai și la 100. Așa, tată, o dau la 100. O las la 75. Ce să faci, bă, cu păsările astea? Ce prost și ăsta. Uitați-vă la el. Hai, bă, să-i furăm icior din vreo două păsări de-astea. Sigur că mergea. Aoleu, păi îl făcea zop pe Ferguson, ca Buțiu. Buțiu, dacă venea, când pleca de acolo, îi trimitea un mesaj, vezi că ți-au mai rămas numai niște papagali. Colibri nu mai ai. Da, da. Îi plecau cu el în training, așa. Îi mureau păsările alea, săracele, mureau imediat. Au foarte sensibile la de-astea, până ajungeau în vale, că era o râpă acolo incomensurabilă. Deci era ca în filmele alea cu italiene din anii 60, când traversau ei Italia să se ducă în sud, la plajă. Traversau niște zone prin Apenini monumentale, așa și aici. Erau niște drumuri incredibile. Și ăla ne tot povestea șoferul. Aici și-a lăsat leșul un englez, aici un american, conducând în condiții dificile, și americanii nici nu erau obișnuiți acolo să circulă ca în Marea Britanie, deci invers față de cum e la ei, făceau accident la primul viraj. Deci nu supraviețeau păsările până ajungeai la drumul ăla drept spre Porto Spain. Grigoroiu, nu, dumneavoastră fan, Grigoroiu, domnul Grigoroiu mai trăiește? Parcă l-am văzut odată pe aici, nu știu, se ducea spre radio. Domnule consul, pune în casa și murăturile pe Georgia. Eu aș zice mai degrabă că nu se califică Georgia.
Ăsta e pronosticul meu. Atenție, meciurile pot să ajungă până la penaltiuri. Îi face Grecia prin prelungire 120 cu plus 2. Tăicosul a fi luat titlul ASEA în anii 80. Cred că totuși da. Păi ASEA a fost odată pe locul 2 în perioada aia. În ziua de astăzi cred că a luat titlul. Le mânca leu pe domnul, că le ținea să le vândă. El îi fura lui ăla și mâncarea, da, sigur. Rânea de două, pe lui lua stixurile, lua ce mai găsea, bineînțeles. Le mânca colibrilor zahărul. Da? Le-ar fi băut apa aia din, mă rog, zahărul ăla pulverizat. Le-ar fi băut și pe ăla, le făcea orice. Bineînțeles, ca în desene animate cu Sylvester și cu Tweety. Fix așa ar fi fost. Pauză, într-adevăr, și revenim pe final. E genial asta. Știrea zilei la BBC, populația de bufnițe în Europa a scăzut cu 70% față de anii 30. Așa e. Eu am amintire cu bufnița mea, aia care și-a făcut nevoile la mine în cap, nu în anii 30, în anii 80, când ne duceam să ne uităm odată la rezultate la facultatea de medicină. Se poate compara un weekend de băut în Belfast cu incursiune pe K2? Se poate compara. Dar e peste un weekend în Belfast. Tu, domnișoară, de cam de 7 ani. Da, o să cânte ea la Mamaia și la San Remo peste ani. Domnule consul, bulgarii, all inclusive, sau în spatele blocului. Pălărie, de exemplu, ne invită la Batumi. Nu mai am timp, domnul Pălărie, să mă duc în vacanță la Batumi. Trebuie să merg în Antigua. E târziu pentru Batumi. Dacă aș mai lua-o încă o dată de la capăt, da. Poate că m-aș face un răgaz de 5-6 zile să mă duc și în Batumi. Da, suntem unii dintre noi, nu-i cazul nostru al 11 metriștilor, cei pe care îi contemplăm în viață, care au atâtea de făcut, sunt atât de plini, de nici nu... Când îi vezi în coșciug, da, nici nu poți să ducă cât au acumulat pe lumea ailaltă. Și e așa un moment de la rizibil, parcă nu-i poate îngropa planeta. Atâtea au acumulat. Niște vieți de alea pline, da. Bă, n-ai ce rostogoli, practic, în groapa aia de prea plinul vieții respective. E totuși jenant. E bine să te duci ușor, lin, așa, fără să stârnești niciun fel de regrete. Sunt unii care nu încap pe lumea ailaltă de cât de mare au fost aici. E penibil. Da? Domnul Pălărie sau domnul Plăcintă sau domnul Păpădie, da, ne tot invită în destinații dintre astea de cutie de conserve în ultima vreme. Pe vremea lui Neanelu, Cucuveau a cântat, nu numai pe vremea lui. Cucuveau a cântat la Cotroceni, cred că chiar și înainte de Neanelu. Sigur, Neanicu nu stătea acolo. Da. Cred că totuși, sigur, a devenit celebră pe vremea lui Neanelu cu Cucuveaua de Cotroceni. S-a dus și cu Cucuveaua. Au murit și alea. Mor toți și rămâne numai Ion Iliescu. Și poate câțiva elani pe acolo prin pădurea din nordul Finlandei. A ieșit din pădure, domnul ăsta e domnul Pălărie, de fapt, domnul Păpădie trebuia să scrie. Cu ce culoare de semințe e voie pe Metropolitano? Interesant, să vedem. Roșu și albastru, dacă ai... Și pentru noi, și pentru Columbia, și pentru Atletico. Iliuță Dobre, recomandându-și cărțile scrise. O clipă, Alexandra, aș vrea, sigur, Ilie, vrei să introduci în atenția ascultătorilor cartea pe care tocmai ai scris-o. Ai și publicat-o? Cartea Vasile Stângă, Un star între stele, va fi publicată săptămânile următoare la aceeași editură Sportul pe 2, unde am publicat 96 de volume, nu 97, Ilie. Ai dreptate, 97 de volume. Ăsta era Ilie Dobre. Cam așa a scris. Vasile Stângă, o stea între stele. Ecaterina Teodoroiu, un star între staruri. Elisabeta Lipă, o stea între stele. Așa sunt titlurile lui.
Cezar Drăgăniță, un om între oameni, Maricel Voinea, șeptarul între semicercuri, toate titlurile sunt așa. N-a văzut nimeni, totuși, ridicolul. Nimeni, bă. S-a dus Nicolae Manolescu, să spunea despre el greșit, că a fost cel mai mare critic și istoric literar român de la al doilea război mondial încoace. Păi când l-a criticat el pe Ilie Dobre, de exemplu? Adică ce? Opera lui Ilie Dobre era doar maculatură? Era, sigur, dar nu putea fi criticată măcar o dată. Să avem și noi să citim în fiecare zi din Manolescu cum l-a criticat pe Ilie Dobre. A fi fost, într-adevăr, ceva, o lectură nemaipomenită. Următoarea escapadă spre Crăciun va fi Papua. Dacă ajungeți în Papua, nici nu trebuie să mai intrați niciodată, domnul. E clar. Singura idee este să nu pățiți ce a pățit Năurescu în Honduras, unde, din informațiile noastre, n-a avut curaj să iasă din aeroport. Când a dat să iasă, era pe acolo, în zona bagajelor pe care nu le mai avea, s-a auzit așa, tac, 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 în zona pe unde dădea să iasă, s-a întors. Asta a fost Honduras pentru el. Deci să aveți grijă cu Papua, că, sigur, dacă ați ajuns în Papua, gata, s-a terminat. E ca la jocurile alea, domnul Andrei. Cine ajunge prin Papua, gata, stinge lumina. Peste Papua, Noua Guinee, nu este nimic. Exact. Radu Banciu, un consul între consuli, cum ar fi fost asta, bă? Da, absolut. Dacă eram omul lui, bă, nu trebuia să faci nimic decât să-l slujești. Să spui, enorm, Ilie Dobre, n-am știut cum ar fi zis Boar. Nici Balzac nu scria ca el. Deci spuneai două din astea și gata, el chiar credea. La el asta e, așa sunt oamenii ăștia mici. Da, și credem, scria, sigur, publica, exact, un consul între consuli, fix așa. Moldovan va avea semințe în buzunar, sigur, ei noștri cred că joacă cu semințe, dacă îi controlezi și în timpul meciului au semințe la ei. Așa e. Emisiune cu Rudi din prime time de 2 ore, da. Apropo de aspirator, a sucombat și ăla. I-am supraviețuit. A crezut că ne va îngropa el pe noi. E bine, a fost invers. S-a dus, bă. La vară plec la Maringa, mă, cum s-o citi, Brazilia, pune, să nu pune steagul greșit, să nu fie prin Bangladesh, domnul Pălărie. Domozină la Columbia, România. Mați ascultători, sunt în direct la Lisabona, în această după-amiază de primăvară minunată. S-a făcut întuneric, într-adevăr, și nu sunt la Lisabona, ci la Madrid, în centrul de antrenament al marelui Atletico. Am lângă mine invitat pe Iliuță Tobre, trimisul radiodifuziunii române. Tomule Tobre, o seara, nu are Sebi Tumosină să comentez alături de domnia ta, dumneavoastră, scuzați, această partidă foarte importantă pentru calendarul tricolorilor, colorilor noștri, tricolori sunt și columbienii, așa este, și la Slatina s-a jucat tot cu aceste culori. Mulțumesc, Sebi Domozină, pentru intervenție. Așadar, băieții, tricolorii, vingători deja în două rânduri în fața columbienilor, Los Cafeteros, deci din Los Cafeteros nu-i scotea tot meci. Pentru, aruncat de la margine pentru Cafeteros, își dădea viața, murea. Murea dacă ai noștri apucau să tragă un șut peste. Murea. Deci la șutul ăla peste ar fi urlat ca la gol, că știa că nu prinde golul. Un domozin între domozine, da. Exact. Maestrul comentariilor scornicăreștene, Zimbabwe 1-1 la pauză. N-am văzut filmul Columbiana. Un cafea între cafele. Da. Cafeteros. Eu spunea unul înainte. Al de un soare sau de ăștia. Zic, bă, Ilie, că e-s Cafeteros. Nu reținea cumva Ilie. Cum ai zis? Cum sunt? Cafeteros. Cafeteros. Dăm un mesaj. Uit.
Ba, asta spunea tot meciul. Radu Coșar, că nu pot să cred. Cum să comentezăm Radu Coșar, care are 80 de ani, are vârsta lui Iliescu? Radu Coșar, că comentează meciul pe antenă. Dumnezeule, dar de ce nu Dan Voiculescu, bă? Incredibil, bă, dar ăștia n-au simțul ridicolului, ci că salutări din Limeric. Ăștia aveau echipe pe vremuri în cupele europene. Tot așa, unde are hotel Trump, bănesc că se stopă drumul între Dublin și Belfast. Faianțar și în teren și în tribune, în orice caz sunt destui și la columbieni. Turpin e arbitru la Ucraina, polacul, da, adică Marținiac, e la Georgia, Grecia. Corect, voație calderul fluierului Mihai Bârsan, din țara noastră. Un minut, am ajuns la totul, că am ajuns, sunt ce mai bătrân, ce mai vechi, să am ajuns să vorbesc la un minut, sunt întreat, vorbesc de două, tu, Aurel Țoroian, de 200 de minute, vorbesc de domnul Slabinoca, nu am nimic cu domnul ăsta, pe ce poate traia politică, am ajuns, vorbesc un minut la televizor să înțeleg scuze că am depășit un minut, un minut și jumătate. Că am inventat toate bulinele, toate ecranele de televizor. Ce o sine, domnule? Mă simt dezgustat. Eu că am întors vestea asta, a fost ca armata română, susținută când pe unul, când pe alții. Mai bine a comentat Dedeu, ai mamă, avea el pe OTV să pirateze meciul. A comentat o nineta de-asta de la bibliotecă pentru el. Că el ar avea emisiune imediat după meci, dar face reclamă la meci, el nu se pricepe la fotbal, nu poate comenta. E mai slab la fotbal decât sunt ăia de la antene la formulă. Cum? E jucată, cică. Aha. Țara de Baștina, celebre artiste, Shakira, nu bagă dobre, dar asta era de soare cu Shakira. Era cum o dădea, că nu putea să zică chiar așa, prea limbă de lemn. Asta era de graur, cunoscută cântăreață Shakira, stimați telespectatori, născută în Columbia. Da, astea erau de graur. Bun, fraților, ne revedem diseară cât o zveni. Sigur, dar nu uitați că emisiunea noastră este atemporală și nemuritoare, deci poate fi urmărită pe toate vestigiile posibile, începând și de mâine, chiar dacă este la concurență cu marile meciuri ale acestei serii. Bun, așadar, peste câteva ore.